Bună ziua, dragi ascultători! Ne aflăm la Radio Shalom România, ora de muzică clasică, mari muzicieni a lui Iancu Zuckerman. Vă spunem astăzi seară că Alex Brucker și Maria Popa, astăzi în cadrul emisiunii noastre, avem lângă noi o persoană care ne este foarte apropiată, pianista Mihaela Mană. Bine a revenit în cadrul emisiunii noastre, că știm că a mai fost invitată când a fost invitată de Iancu Zuckerman, acum câțiva ani în urmă, împreună cu Andrei Ioniță, în studioul Radio Shalom. Mihaela, să urăm bun venit din nou în cadrul emisiunii și bine că ai răspuns cât de scurt, într-un scurt timp, ne-ai dat un răspuns pozitiv în prezența ta astăzi în cadrul emisiunii și îți mulțumesc din inimă. Iancu Zuckerman, pot să spun că consider că ne-a părăsit doar fizic. Este aici prezent prin noi și astăzi prin invitata noastră, dragă și apropiată de Iancu, Mihaela Mană. De la vârsta de 13 ani, i-a fost alături. Acum să spun câteva cuvinte despre Mihaela, care și eu o consider foarte apropiată, pentru că foarte mult am fost apropiată alături de ea, în toate evenimentele care erau un cadru concertelor din filarmonicele din România. Noi eram prezenți acolo, răspundeam prezent alături de Mihaela ca să o ascultăm. Iancu special venea și chiar la Iași, știind că vii la Iași, tu erai la Viena, studiezi de ceva timp la Viena, Iancu știind că vii în România și zice neapărat trebuie să mergem să o ascultăm pe Mihaela. Așa că Mihaela ne poate. Acum, Mihaela, deci să spun câteva cuvinte despre tine. Mihaela Mană este masterandă în prezent acum la Universitatea de Muzică și Arte Dramatice din Viena, în anul 2019. A fost distinsă cu premiul Benjamin și cu bursa Fundației Wolfgang Bosch pentru succesul extraordinar de parcursul anilor de studiu. Felicitări, Mihaela! Ne bucură că ai putut să duci renumele și țării noastre, că tu reprezinți un fel România. Știm că noi, românii, avem talente foarte bune și deosebite. Asta se dovedește și prin tine. Așa, și acum, între anii 2016-2017, a fost de asemenea bursiera Fundației Beethoven din Viena, susținând numeroase concerte în colaborare cu Societatea Vieneză Beethoven și cu renumitul pedagog Heinz Medimoritz. Colaborează cu muzicieni de renume precum Christian Altenburger, Reinhard Lasco, Rudolf Leopold. A susținut numeroase concerte și recitaluri pe scene prestigioase, precum Musikverein Vienna, Concerthaus Vienna, Mozarthaus, Mut Vienna, Sala Mică și Sala Mare a Atenului Român și la, precum și alte săli importante din Olanda, Italia, Spania, Franța și Germania. Este deținătoare a numeroase premii internaționale, fiind în permanență, invitată de numeroase orchestre din România, încă de la vârsta de 9 ani. Oh, Mihaela, ce vârstă fragedă, chiar felicitări pentru că la așa vârstă participai la aceste evenimente să fii invitată de orchestre. Chiar, Mihaela, acum vreau să zicem cum a început
acest drum al tău către muzică și atracția către instrumentul pian, care fac acum o parte din viața ta, reprezintă o parte din tine. Am să încep în primul rând pentru a vă, prin a vă mulțumi pentru invitație, cu mare drag, ca întotdeauna, și sincer mă onorează să fim împreună amândouă astăzi aici. Sincer să fiu, pentru mine studiul pianului a început dintr-o întâmplare, pentru că școala de muzică din Târgoviște, orașul în care eu m-am născut, era cea mai apropiată de unde locuim noi, eu și familia mea, și pur și simplu așa ne-am decis, de ce nu? Ar putea fi ceva interesant pentru mine. Și așa a început totul efectiv și încet, încet am dezvoltat o dragoste foarte mare față de muzică, pe care probabil am avut-o din totdeauna, aș crede eu. Și încet, încet, cred că prima oară când într-adevăr mi-am dat seama că asta ar fi meseria pe care aș vrea să o fac eu pentru restul vieții mele, a fost când am cântat pentru prima oară cu orchestra, de fapt. Acest sentiment minunat de a împărtăși muzica și emoțiile mele proprii, de a le împărtăși cu publicul, au fost ceva absolut inedit pentru mine și din acel moment oarecum ceva s-a întâmplat în interiorul meu și aia a fost decizia care a trebuit să o iau. Această decizie a fost la vârsta de... A fost la vârsta de cam 10-11 ani era. 10-11 ani, cam așa aveam. Puțin că se întrerupe. 10-11 ani aveam. 10-11 ani, cam așa. Adică aveam deja puțină experiență și competițională, de exemplu, făcusem câteva concursuri în Italia, în Franța. Și câștigasem deja destule premii, dar asta a fost experiența care, într-adevăr, cred că m-a marcat într-adevăr profund și a fost acest concert care l-am susținut prima oară pe scena Filarmonicii din Iași. Deci are o mare semnificație pentru mine. Pe lângă părinții care ți-au fost alături în susținerea formării tale artistice, sunt sigură că există numeroși mentori care te-au ajutat să faci primii pași în drumul tău artist. Ne-ai putea enumera care sunt? Trebuie să mărturisesc că am avut marele noroc de a fi susținută de foarte multă lume, de foarte mulți artiști de renume, nu doar din România, cât și de aici, din Austria și din partea vestică a Europei. În primul rând, aș vrea să-l menționez pe maestrul Bojor Prelipcean, directorul Filarmonicii din Iași, care este mentorul meu și care m-a ajutat în permanență și m-a susținut pe absolut toate planurile, în urmarea dorințelor mele și visurilor mele, ca să zic așa. Tot în România aș vrea să o menționez și pe doamna profesoră Corina Ibănescu, care m-a îndrumat cam din clasa a șasea până la terminarea liceului. Cu dânsa am învățat foarte multe lucruri despre disciplină și despre studiu. Sigur, au fost și alți mari dirijori din România, de exemplu maestrul Ilarion Ionescu Galaț, care el a ajutat întotdeauna tinerii foarte talentați și îi sunt extraordinar de recunoscătoare că am avut acele concerte împreună, că atunci când eram chiar mic, copil fiind, efectiv, care m-au dezvoltat absolut enorm, și nu în ultimul rând profesorului meu de la Viena, Ștefan Arnold, care mă susține și mă îndrumă în permanență chiar până în ziua de astăzi. Oh, ce oameni minunați și într-adevăr meriți să fii susținută. Pentru că așa cum Ian Cuțucăr ți-a întins o mână pentru că a văzut în tine sclipirea talentului muzical,
Și cred că mulți, mai ales în domeniul tău, observă acest lucru. Și acum, tot vorbeam de Iancu, am vrea să știm când s-a întâmplat momentul când v-ați cunoscut și moment și unde v-ați cunoscut. Eu pe domnul Zuckerman l-am cunoscut datorită maestrului Bujor Prelipcean, care prima oară la Iași când am cântat, am cântat un concert de Mozart și maestrul Bujor Prelipcean a fost foarte, foarte încântat de interpretarea pe care am avut-o și mi-a propus, de ce nu, să ar fi o idee să vorbim cu domnul Zuckerman și cu domnul Sternin, să particip și eu la, să fiu, cum să zic, bursiera acestei fundații, a Martin și Adriana Sternin, a cărei bursieră sunt încă de atâția ani, de 10-11 ani. Și așa l-am cunoscut pe domnul Zuckerman. Da. Într-adevăr, domnul Zuckerman a datorită domnului Sternin, care, prin fundația pe care ai amintit, Adriana și Martin Sternin, a susținut foarte mulți copii pe care i-a recomandat și chiar îi mulțumim și ne pare rău că și dânsul nu mai este, nici dânsul fizic aici prezent, dar și ne aude pentru că tot timpul absolut, numele în spirit, da, da. Spirit acesta este mereu alături de noi. Alături. Și a rămas ceva din ce ne-au învățat și absolut, da. Exemplul pe care ne-au dat. Așa, da, Mihaela, cum mă gândeam, poate că ai vrea să ne spui și nou, să ne dai posibilitatea să ascultăm ceva interpretat. Sigur. Aș vrea să propun pentru început o sonată de Beethoven. Este o înregistrare foarte recentă pe care am făcut-o anul trecut, anul 2020, care a fost atât de greu pentru toată lumea, dar mai ales pentru noi artiștii și muzicienii în special, pentru că șansele noastre de a susține concerte și de a împărtăși această artă cu publicul au fost, din păcate, reduse drastic. Și am avut această posibilitate să fac o înregistrare. Este un proiect condus de universitatea noastră care se numește SALT Training, noi pur și simplu ne cântăm programul pe care vrem să-l cântăm și se face o înregistrare profesională cu acest program. Și aici este o mică parte din ce am înregistrat din ziua respectivă, din decembrie 2020, cu sonata Opus 2, numărul 3 în Do major de Ludwig van Beethoven. Mulțumim!
Felicitări, Mihaela, și noi te aplaudăm. Foarte, foarte frumos a fost interpretarea care ai avut-o și acum, prin ceea ce am spus înainte în prezentarea ta, văd că tu ai avut și o bursă la această fundație Beethoven din Viena și cred că e experiența care ne-ai putea spune puțin în câteva cuvinte care ai avut-o acolo. Da, într-adevăr, am fost bursiera Fundației Beethoven din Viena, care este condusă de renumitul pedagog Hans-Medi Moritz, care a fost profesorul Mihaela Ursuleasa.
El se ocupă de această fundație. Am primit această bursă pentru că am câștigat două mari premii la un concurs în Olanda și am avut oportunitatea de a susține multe, multe concerte și de a colabora cu toți artiștii din această fundație. Și, în general, toate aceste experiențe, sincer, pe mine m-au deschis foarte mult și... Ce să zic? Viena pentru mine este așa locul unde am devenit adult, practic. Eu venită de acasă, din România, unde, sincer, este, poate e oarecare libertate mai puțină, aș zice așa, ca și artist atunci când ești mai tânăr și ai mai puțină experiență. Dar în momentul în care am venit aici, a trebuit, practic, să mă descurc singură pe absolut toate planurile, bineînțeles, nu doar personal, cât și muzical, să fiu mult mai independentă, să învăț cum să învăț. Da. Da. Deschiderea muzicală cum... mult mai mare. Da. Și să, pur și simplu, să mă las chiar inspirată de alți colegi și să învăț să colaborez cu cât mai multă lume a fost un pas foarte important pentru mine, care m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Colegii fiind, cred că, din mai multe zone ale lumii. Da, este o multitudine de naționalități, inclusiv din Asia, America, de peste tot. Foarte interesant, chiar o experiență foarte frumoasă. Da. Acum, cred că acolo cariera artistică în contactele cu lumea vieneză, muzicală, au avut o mare... Deci te-au dezvoltat, așa cum ai zis, și te-a maturizat foarte mult. Da. Dar acum muzica pe care o interpretezi, prin muzica în care tu o interpretezi, Mihaela, ne transmiți modul, trăirea ta, simțirea personală. Și da, vreau să știu care este stilul tău mai apropiat și compozitorul preferat. Mm-hmm. Este foarte greu să aleg doar unul, sinceră să fiu, dar aș putea spune că eu sunt foarte apropiată de prima școală vieneză, sigur, Haydn, Mozart, Beethoven. Sunt foarte multe informații pe care le învățăm aici, nu doar pe partea practică, instrumentală, ci și la materiile celelalte teoretice, și pot să spun că am învățat foarte multe lucruri despre vremea respectivă și sunt foarte bucuroasă că am ales să studiez la Viena, pentru că este ceva care, într-adevăr, pe mine mă interesează foarte mult și chiar mă pasionează, aș putea spune. Dar în afară de acest trei mari compozitori, aș putea spune că eu sunt deschisă la foarte multe lucruri și îmi place foarte mult și muzica rusă. Rachmaninov, Prokofiev, astea sunt ei sunt doi compozitori foarte apropiați mie și am foarte multă experiență în cadrul acestor compoziții. Și Frédéric Chopin îmi place foarte mult, tot pe partea slavă. Deci este așa, cam o mixtură, cam câte puțin din toate. Dar cum te-ai hotărât să iei drumul către Viena, să studiezi acolo? Eu am vrut oricum, cam de la începutul clasei a noua, cam așa, de când am început liceul, am vrut să merg pe partea germanică, pentru că am simțit că aici mă potrivesc eu. Eu sunt o fire destul de disciplinată, ca să zic așa, și cred că mi se potrivește stilul acesta german. Și a fost o întâmplare că am găsit o oportunitate de a face un curs cu profesorul meu, cu Stefan Arnold, în Germania, și am fost, i-am cântat, am lucrat 3 ore împreună și l-am întrebat dacă aș putea să vin la el la clasă și el a spus că mă primește cu mare plăcere și aici suntem. Bravo! Bravo, bravo! Și știm că acum te afli în Viena, deci acum ești acum, da, în emisiune. Da. Acasă la Viena. Și da, apropo de acest acasă, aș vrea să știu, unde te simți tu acasă, de fapt? Sinceră să fiu, Viena este într-adevăr a doua mea casă. Eu am avut marele noroc și îl am în continuare ca eu să simt că aparțin acestui loc și este foarte important pentru dezvoltarea oricui, de fapt, să găsească
acest loc în lume în care se poate simți că poți efectiv să faci orice vrei să simți, acest sentiment de libertate este foarte important și eu pot spune că aici este într-adevăr locul meu. Dar bineînțeles că sunt acasă și în România, acasă cu familia mea, dar și acasă pe scena Filarmonicii din Iași, locul unde a început tot, ca să zic așa. Frumos că ai spus de Iași, mai ales că Iașul este și orașul de suflet al lui Iancu. Tocmai. Da. Acolo s-a născut, acolo a crescut. Da. Cuvenită și mereu este orașul de suflet. Bun, și pe această cale salutări și domnului Bujor Prelician, directorul Filarmonicii Iași, care într-adevăr a fost susținătorul. Și... Da. Acum mai vreau să spun că ceva ce spui că ne mai. Aș vrea să propun în continuare o mică înregistrare cu Claude Debussy, primul studiu pentru cele 5 degete după Cerny. Este o înregistrare care tot anul trecut am făcut-o, dar în vară. Acesta este unul dintre studiile mele preferate. Cred că se potrivește foarte bine cu caracterul meu, așa puțin, foarte vesel, aș zice. Ascultăm.
Foarte, foarte frumos, Mihaela. Vreau, cred că ne-ai spus așa că ai fost în foarte multe, ai pus un, foarte multe ai participat la aceste cadru acestor scene prestigioase pe înainte și, și în toate țările importante din Italia, cum am spus, Franța, Germania, Spania. Cum ai simțit acolo impactul cu publicul? Cum te-ai simțit? Cred că de fiecare dată este alt sentiment, sigur, depinde și cum e ziua respectivă, cât de concentrată sunt sau cât de dispusă sunt să împărtășesc efectiv sentimentele mele din ziua respectivă. Dar eu încerc pe cât posibil în momentul în care sunt pe scenă să mă bucur de fiecare moment și să trăiesc în prezent efectiv ceea ce cânt. Fapt care cred că este până la urmă cel mai important și de fapt asta cred că este merirea noastră ca și muzicieni să împărtășim spiritul nostru în momentul în care suntem pe scenă. Sunt la fel de sunt persoane calde, comparativ cu România? Aici cred că depinde cât de mult cunosc persoanele care, cu care am colaborat, ca să zic așa. Dar aș putea spune că, sigur, Italia este foarte asemănătoare cu România. Și Austria este, oamenii, publicul este atât de cald și de iubitor de muzică încât efectiv te poți simți ca acasă, aș putea spune. Păi, cred că da. Vieneza este centrul da. Muzical, nu? Da, absolut. E și normal că acolo locul de a cânta muzică clasică. Mm-hmm. Ai putea să ne spui o poveste din experiența ta pe parcursul anilor de studiu? Să ne relatezi o poveste de experiență. Da, pot spune că am învățat foarte multe pe parcursul anilor de studiu ai mei de aici din Viena. Sigur, a fost acest impact cu lumea nouă, care pentru mine a fost absolut benefic, aș putea spune. Acum aș vrea, poate că una dintre cele mai interesante experiențe pe care le-am avut au fost la un concurs din Olanda, pentru care am și primit bursa Societății Beethoven. Acolo au existat, concursul este pentru tineri, și au existat două jurii la a doua etapă și pentru mine asta a fost ceva inedit. Este jurul propriu-zis și jurul presei și această presă este presa germană. Aprecierea din partea acestor două jurii, faptul că eu am primit premiul 3 și premiul presei a fost ceva absolut inedit pentru mine și a fost poate unul dintre cele mai fericite momente ale vieții mele, aș putea spune. Cred că am văzut că avem o întrebare de la un ascultător, nu-i așa? Deci o întrebare de la ascultător care întreabă, care este diferența dintre a studia muzica în România și a studia muzica în Viena? Cred că depinde foarte mult de ce vrei să faci, aș putea spune. Cât de la ce nivel vrei să duci performanța pe care o faci acum. Indiferent, cred că până la urmă și dacă rămâi în România și dacă rămâi concentrat pe muzica ta și pe ce efectiv pe ce vrei să faci, cred că ai oricum șanse să reușești foarte mult. Asta cred că nu contează neapărat unde te stabilești ca locație, ci cât de consistent ești în lucrurile pe care le faci, sinceră să fiu. Dar ce pot spune într-adevăr este că nu pot spune efectiv ce se întâmplă în conservatoriile din România, pentru că nu știu, că eu am plecat când aveam 18 ani, după ce am luat bacalaureatul și asta a fost. Dar aici se pune foarte mare accent pe personalitate și pe independența artiștilor și pe independența efectiv, pe ambele planuri, și profesional și personal, aș putea spune. Asta cred că este marea diferență și calitatea este întotdeauna mai importantă decât cantitatea în ceea ce se face. Tu ai studiat, de fapt,
partea asta liceală, partea Da, gimnazială. 12 ani am făcut la, am fost elevă la liceul de arte din Târgoviște și am făcut și în paralel cu doamna Corina Ibănescu la Brașov, la universitate. Aflându-ne acum în această conjunctură a pandemiei, mă gândeam să știu cum a fost pentru tine perioada aceasta, cum ai depășit-o, ce ai făcut și ce ți-ai propus în viitorul apropiat. Cred că perioada aceasta, anul 2020 în principiu și cred că și următoarea perioadă care va fi, este ceva destul de dificil pentru noi toți și cred că fiecare am resimțit mai mult sau mai puțin efectiv efectele acestor limitări, inclusiv de a ne întâlni cu persoane dragi, toate aceste lucruri. Eu am fost foarte mult timp doar aici în Viena, sincer să fiu, și am reușit să vin în România doar anul trecut în august, inclusiv de sărbători acum de Crăciun am rămas aici din cauza faptului că există foarte multe restricții. Pot spune că pe mine personal m-a ajutat foarte mult faptul că eu sunt foarte disciplinată și determinată uneori și am avut oricum proiecte mai micuțe, dar am avut așa scopuri cât mai micuțe și precise, ca să zic așa. Și asta m-a ajutat foarte mult să nu-mi pierd oarecum rutina mea de zi cu zi, de a studia și de a mă trezi de dimineață și toate aceste lucruri. Ai putut să mergi la universitate fiind în master? O perioadă nu am mers, ce a fost din martie anul trecut până în luna iunie, nu am avut cursuri, dar noi am fost oricum obligați, ca să zic așa, să trimitem în permanență în registră profesorilor sau să fim prezenți la întâlnirile pe Zoom. Adică a fost o activitate oricum în permanență care am fost obligați să o facem, că altfel nu putem primi notă, efectiv. Și lucrul care mie mi-a prins bine, ce m-a ajutat pe mine la înregistrări, faptul că m-am ascultat foarte bine și am observat efectiv ce vreau să fac pe ele și dacă nu mi-a plăcut ceva, am mai făcut încă o dată și încă o dată. Asta a fost bine. A creat o oarecare independență. În viitor, sinceră să fiu, eu oricum am început de foarte devreme să predau. Cred că este ceva de viitor și mai ales dacă suntem în această situație, nu se știe. Eu am speranța ca spre sfârșitul anului acestea să se mai liniștească lucrurile, dar dacă va fi tot așa oarecum cu aceste reguli în legătură cu concerte și colaborări, cred că partea asta pedagogică pe care aș vrea să o conduc eu este de viitor și mai ales că mie îmi place foarte mult să lucrez cu copiii de toate vârstele și încep să acumulez acum experiență și asta aș vrea să fac oricum puțin în viitor, să dau mai departe ce am învățat. De ce nu? Dar mă bucură să aud lucrul ăsta la tine, ținând cont că, cum am spus, că i-am puțin întins mâna și a văzut în tine acest talent muzical și voi să mai departe să transmiți generațiilor viitoare. De fapt, Iancu era foarte, el era o persoană care dorea să descopere aceste talente. Da, plăcea, absolut. Cei mici care îi vedea să-i ascultă și dacă există în el un talent pe care se poate dezvolta și ceva, așa cum a fost și pentru tine. Da. Felicitări, poate că lucrul ăsta este un merit că faci și ți-ai propus așa ceva. Este ceva ce, sincer, îmi face mare plăcere și de ce nu? Ar fi ceva foarte, foarte frumos. Ai vrea să mai propui ceva? Da, aș vrea să propun o ultimă înregistrare care este foarte, foarte dragă mie. Este înregistrarea trioului numărul 1 de Brahms, împreună cu Cristian Altenburger și Reinhard Latzko. Amândoi mari muzicieni și profesori la Universitatea de Muzică din Viena, care ei fac acest proiect împreună, care aduc în fiecare stagiune noi studenți cu care colaborează, ceea ce este absolut minunat, cred. Și aș vrea să dedic această înregistrare domnului Zuckerman, pentru că știu că el
el a iubit foarte, foarte mult muzica de cameră și mi-aduc aminte că mereu zicea când ne întâlneam, Mihaela, carpe diem. Cred că se potrivește foarte bine cu acest trio, ceea ce spunea domnul Zuckerman, și sunt convinsă că ar fi fost foarte mândru de mine și de tot ce am realizat și sunt convinsă că ar fi iubit foarte mult această înregistrare și el oricum, de acolo, în spirit, el este tot timpul prezent. Te admirat și era foarte mulțumit de tine. Deci asta, sigur, și acum ne va asculta.
Thank you.
Mulțumim, pianistă Mihaela Manea, pentru această dedicație domnului Iancu Zuckerman. Foarte frumoasă. Am primit un mesaj, mai avem încă o întrebare. În afară de muzica clasică, ce alt gen muzical îmi face plăcere să ascult? Ce îmi vine în minte acum, îmi place foarte mult jazzul, sigur și alte formații, rock, dar nu prea exagerat, îmi place foarte mult Queen, bineînțeles, și este o formație care cântă a capela, se numește Pentatonix, ei sunt chiar extraordinari, cam astea. Normal. Deci acum, pe lângă muzica clasică... Când mai rămâne puțin timp, mai mă relaxez și cu altceva. Muzica populară, îți place? Tradițională? Tradițională românească. Bine, muzica e o muzică românească. Foarte frumoasă, da. Este da. O muzică foarte frumoasă. Nu pot să spun că sunt un mare fan, dar e o muzică frumoasă. E muzica noastră, ce să zic. Așa, așa suntem noi. Sau ești o muzică românească ușoară sau romanțe? Nu atât de mult. Nu atât. Acum, Mihaela, că noi îți mulțumim pentru că ai venit în noastră și îți dorim mult succes în cariera ta artistică și în cea pedagogică care că vrei să urmezi, dar nu vreau să anulezi această parte artistică. Nu, asta este prima mea mare iubire, ca să zic așa, niciun caz. Asta rămâne în primul plan, dar trebuie întotdeauna să avem și a doua, și a treia variantă în cazul în care Dumnezeu știe ce se întâmplă. Partea pedagogică este foarte da. Da. Te menține aproape de generațiile care urmează. Sigur, sigur că da. Foarte bine faci. Și acum, dacă vreau să ne dor de tine și am vrea să te știm în România și să te ascultăm la un concert, oare când va fi posibil, nu să știm? Păi, eu aș fi avut în mod normal la Iași două concerte în decembrie, din păcate au fost anulate și acelea. Să sperăm că cel mai târziu la începutul stagiunii următoare sau poate în vară. O să vedem. Să sperăm. Ținem pumnii că o să fie mai bine. Să dea Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine peste aceste timpuri grele pentru noi toți, de altfel. Mai ales pentru artiști. Da. Mulțumim mult, Mihaela, te mai așteptăm. Mare plăcere. Dragi ascultători, până săptămâna viitoare, Alex Brook, Ia Popa, vă doresc multă sănătate, pace în lume, pace în Israel. Shalom. Shalom.